Ana Ropoci a făcut studiile în Beijing. A adus în Moldova 3 titluri de Miss cucerite în China și a jucat într-un film produs de chinezi. Ana a povestit despre 10 lucruri din China care pot inspira Moldova. Chinezii sunt foarte disciplinați și pot să învețe sau să lucreze până la 18 ore pe zi. Școlarii studiază de la 8 până la 16, după care au lecții adăugătoare de muzică, sport sau limbi străine. Ai întârziat câteva secunde la ore? Stai în coridor toată lecția. Ai întârziat mai mult de 5 minute la serviciu? Amendă cu valoarea salariului pentru jumătate de zi sau chiar o zi întreagă. Chinezii au o capacitate incredibilă de concentrare psihologică în situații stresante. Cap de afiș pot fi muncitorii care spală geamurile, atârnând de o fânie subțire la înălțimea a 80 de etaje, pe vânt puternic, fumând o țigară și vorbind la telefon. Bucătăria chinezească este ceva excepțional. Există 8 categorii generale de mâncare specifice provinciilor de origine și încă alte 4 categorii corespunzătoare minorităților naționale. Un înțelept chinez spunea că dacă am gustat din 10 bucate diferite la fiecare mic dejun, prânz și cină, ne-ar trebui 300 de ani pentru a gusta din fiecare fel de mâncare. Chinezii dorm mult, nu la fel de mult ca portughezii, dar dorm cel puțin 8 ore pe zi. Și pot dormi oriunde, în metrou, autobuz, ascensor. În China, frumusețea naturală este înalt apreciată. Femeile optează pentru un machiaj abia vizibil, chiar și starurile și prezentatoarele TV. De asemenea, chinezii nu au ochi buni pentru decolteuri adânci și fuste scurte. Perseverența este o calitate a poporului chinez. Ei pot repeta ceva de mii de ori doar ca în final să le iasă totul perfect. Și nu e de mirare când te gândești că în alfabetul chinez sunt vreo 20.000 de caractere. Chinezii sunt colorați. Mai exact spus, fiecare se îmbracă așa cum îi place și cum crede că este definit mai bine de vestimentație. Poți întâlni femei în rochii de seară, încălțate în ghete, purtând ochelari de schi, dar și tineri îmbrăcați la patru ace, cu pălărie, costum, cravată și fustă. Cultura chineză îi învață pe oameni să fie uniți, solidari, începând cu membrii familiei și terminând cu colegii de serviciu sau vecinii din cartier. Dacă un copil aduce dulciuri la școală, el le va împărți cu toți colegii. În anul 2011, peste 250 de milioane de chinezi au plecat din orașe și provincii spre casă pentru a petrece alături de familie sărbătorile de iarnă. Chinezii își iubesc țara într-atât de mult încât pot să-și dea viața pentru țara mamă chiar dacă de câteva generații trăiesc în alt capăt de lume. Pentru ei, China este cea mai frumoasă și extraordinară țară din lume.